O minută, aștept, da? Nici o minută, eu e... Eu am pus să-i semnă. Putem începe? Putem începe? Da. Este loc. Nu știam, mi s-a părut sala aceasta mai compactă decât cea de la etajul 7. Cum putem părut? Mai nu știu. Asta. Am fost dimineață în... Stimați membri ai mass media, vă mulțumim foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Vrem încă o dată să reiterăm importanța decretului numărul 27 din anul 1995 privind Ziua Națională a Înverzirii Plaiului, un arbore pentru dăinuirea noastră. În acest context, în perioada lunilor octombrie-noiembrie, simplică decisiv la regenerarea spațiilor verzi ale țării, facem apel către toți cetățenii instituțiilor publice, colaboratorii instituțiilor publice, dar și cetățenii țării, inclusiv ONG-urile, să participe activ la acțiunile consacrate acestei zile naționale de înverzire a plaiului și a pune la dispoziția autorităților publice locale, agenților economici, tuturor doritorilor, material săditor în vederea desfășurării campaniei naționale de înverzire a plaiului. Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la bunăstarea planetei, de aceea ne propunem să îmbunătățim starea spațiilor verzi de amenajare a parcurilor. Este un exemplu social pentru toate generațiile, să învățăm cum să trăim într-un mediu curat, cum să protejăm acest mediu, astfel ca să avem un mediu și foarte important ca el să fie verde. În cadrul autorităților publice locale de nivelul 1 și de nivelul 2, se planteze, să se adreseze subordonate sau entităților subordonate Moldsilva pentru a solicita material săditor. Tantul Moldsilva, suturarea regenerării naturale pe o suprafață de peste 500 de hectare prin semănarea a 70 tone de ghindă, vor fi culturi silvice pe 530 de hectare și vor fi lucrări de completare a culturilor care doresc să avem o apă curată și un mediu curat, care vor face posibilă participarea fiecărui cetățean la această zi importantă. Da, mulțumim, domnul ministru. Într-adevăr, Agenția Moldsilva, în perioada 26 octombrie până la finele lunii noiembrie, își propune un șir de activități, nemijlocit repartizarea materialului săditor tuturor solicitanților, îndeosebi administrațiilor publice locale de nivelul 1, nivelul 2, ONG-uri, societatea civilă. Materialul săditor care este pregătit în volum de circa 14 milioane de bucăți, puieți, arbori, arbuști de
un spectru de 60 de specii, sunt pregătite în pipinierele silvice, care sunt amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în număr de 32 de unități și o suprafață de 939 de hectare. Materialul săditor, administrațiile publice locale și ceilalți care doresc să participe la campania lansată de către Ministerul Agriculturii în comun cu Agenția Moldsilva, se adresează întreprinderilor silvice din zona de aflare a localităților și a solicitanților. În baza procurii, dacă materialul săditor va fi alocat din fondul ecologic, în baza procurii, printr-un act de primire-predare, în baza solicitării, va fi eliberat și facturat solicitanților. Totodată, Agenția Moldsilva își propune și unele activități pe domeniul creării culturilor silvice în fondul forestier, ajutorarea regenerării, complectări, la care de asemenea vor fi invitați locuitorii localităților din preajmă, toți doritorii de a participa anumit la lucrările în fondul forestier, în cazul când va fi dorința sau doleanța sau solicitare din partea ONG-urilor, instituțiile statului, localnicii, vor fi comercializați material săditor, cum am menționat, de circa 60 de specii. Vreau să menționez că campania care se lansează în 26 octombrie vor fi invitate și instituțiile ale statului, sunt pregătite terenuri, este pregătit material săditor, va fi o campanie amplă prin care să încercăm să în comun, cu eforturi comune, să aducem la cunoștința societății și să conștientizeze faptul și necesitatea de crearea zonelor noi verzi, de crearea plantațiilor noi forestiere, de crearea noi alineamente ale drumurilor, spații verzi, scuaruri, reînnoirea sau restabilirea zonelor care sunt părăginite. La rândul său, Agenția Moldsilva vine cu un îndemn ca să ne unim eforturile și să petrecem campania dată din anul 2019 la nivelul cel mai înalt și cu o implicare cât mai mare din partea societății și a întreg cetățenilor Republicii Moldova. Cu detalii vis-a-vis de repartizarea materialului săditor, disponibilitatea, este linia fierbinte, vor fi pe pagina web a agenției, va fi plasată informația, telefoanele de contact, atât din cadrul Agenției Moldsilva, cât și a unităților subordonate de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Elementul inovator în cadrul acestei campanii, de fapt, este în acest an. Este că în acest an ne vom focusa și pe restabilirea pâșiilor de protecție a râurilor. Lucru care mai puțin s-a atras atenția până nu demult și care a fost tot promovat de-a lungul anilor. Și în acest an am zis că o parte din materialul săditor să fie îndreptat pentru plantații pe malurile râurilor, pentru a restabili fâșiile de protecție a râurilor care au fost devastate sau defrișate anterior, care lipsesc în mare parte, dar au un rol extrem de important atât pentru prevenirea poluării, cât și pentru fortificarea malurilor și pentru restabilirea râurilor în mod special. Respectiv, informația de stabilire, identificarea locațiilor, unde să fie plantate, inclusiv demobilizarea a populației, a fost împreună realizată prin coordonarea cu Agenția Apele Moldovei și comitetele subbazinale, care sunt stabilite deja în Republica Moldova în număr de 16 comitete subbazinale și care și funcționează la rândul său. Respectiv, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, se vor mobiliza pentru
a planta o porțiune din fâșia de protecție a râului Răut între satul Mitoc și orașul Orhei, împreună, și această activitate o va realiza împreună cu Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, cu agenții economici care se vor mobiliza respectiv în acea zi pentru această acțiune și unde vor fi plantați circa 4.000 de salci, specie specifică pentru zonele de protecție sau fâșiile de protecție a râurilor. Cred că nu este necesar de spus, dar totuși aș vrea să menționez, foarte important este să plantăm fiecare cel puțin câte un arbore în fiecare an, dacă vrem să avem, într-adevăr, o țară înverzită. Fiindcă, în mod normal, astăzi, suprafața acoperită, a terenurilor acoperite cu pături, este oficial de 11,2%. Scopul nostru este să creștem suprafața terenurilor împădurite până în 2030, așa este inclus în strategia Moldova 2030, care acum este în proces de avizare pentru a fi aprobată cât de curând în cadrul ședinței de guvern și ulterior la Parlament. Scopul nostru că în 10 ani de zile să ajungem la o suprafață de 16%. Deși oamenii de știință zic că în mod normal, pentru ca și clima, efectele climatice să nu fie atât de resimțite atât de mult pentru populația sau da, pentru agenții economici, pentru fermieri, pentru populație pe acest teritoriu, ar fi normal să avem o suprafață de circa 25% acoperită cu păduri. Și dacă vrem într-adevăr să ne simțim confortabil, spre asta trebuie să tindem. Din acest motiv, este foarte bine ca în fiecare an să plantăm și să îngrijim. Să îngrijim plantațiile pe care le-am efectuat. De aceea îndemnăm absolut fiecare să se mobilizeze în această campanie de plantare și să nu mizeze, de exemplu, doar strict pe arborii care sunt repartizați de către agenția Mold-Silva. Dar inclusiv fiecare persoană poate să-și facă și propriul material subitor, de exemplu salcea, foarte simplu se mulțește și sau plopul la fel, prin aceleași crengi care butuși. Se taie, da, prin butuși și se pot planta și respectiv ulterior să fie îngrijiți. Este foarte important, într-adevăr, să ne mobilizăm cu toții și să facem acest exercițiu în fiecare an. Dacă vrem să avem o țară verde, dacă vrem să respirăm un aer curat, dacă vrem să diminuăm toate calamitățile naturale care se abat asupra noastră și să preferăm să construim ceva și nu să ne plângem doar. Mulțumesc. Deci, 60 de specii, ce mai des întâlnim și ce mai întâlnim? Dacă vorbim de spectrul de 60 de specii, aș putea să vorbesc de stejar. Vorbim de frasân, vorbim de arțar, vorbim de nuc comun, nuc negru, tei, caștan. Spectrul este foarte larg, adică care cuprinde specii foioase, care cuprind specii ornamentale, care cuprind conifere. Este la solicitare și la doleanța populației. Dacă vorbim de loturile, terenurile care vor fi plantate în fondul forestier, ele sunt planificate, sunt repartizate pe întreg teritoriul Republicii Moldova în toate întreprinderile silvice.
Dacă vorbim de terenuri din afara fondului forestier, sunt terenuri ale administrațiilor publice locale, sunt terenuri, cum a menționat doamna secretară de stat, terenuri sau zone de protecție a râurilor și a bazinelor acvatice. Practic, în conlucrare cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului și cu ONG-urile și societatea civilă din țară, au fost apreciați sau stabilite terenurile. Avem 34 de locații la ziua de astăzi care vor fi alocat material săditor din fondul ecologic și repartizat, nimijlocit, începând cu ziua de astăzi celor care au venit cu solicitarea. Unde Ministerul Agriculturii va planta sâmbătă? Păi, noi pe malul râului Răud. Da, șoseaua de centură a orașului Orhei, deci exact șoseaua de centură trece deasupra răutului. Și respectiv e între satul Mitoc și orașul Orhei. Se află un teren unde se exercită plantare deja în ultimii 2-3 ani de zile și noi continuăm să efectuăm această plantare pentru ca în câțiva ani să vedem o fâșie de protecție a răutului solidă, mare și înverzită. Celelalte 8 locații sau terenuri selectate pentru fondul forestier de stat sunt cele din identificate de Agenția Mol-Silva, din ocolurile silvice Anenii Noi, Căpriana, Bubei, Cazloți, Ciorești, Vatici, Căzănești și Codri. Deci, în total, vor fi pe o rază aproximativ de 100 de kilometri, 100 de kilometri în raza municipiului Chișinău. Unii vor merge instituțiile cheie a statului și societatea civilă care va fi dornică să meargă să planteze arbori în terenurile selectate. Acest material săditor va fi oferit de către Mol-Silva gratuit sau contra cost? Dacă vorbim de, cum a menționat doamna ministră, din fondul ecologic a fost alocat 1 milion de lei pentru punerea la dispoziție a materialului seditor. Acesta va fi evident de către Agenția Mol-Silva contra cost, dar din fondul ecologic. Restul materialului seditor va fi livrat contra plată, conform solicitărilor și catalogului de prețuri care este stabilit la Mol-Silva. În valoare de 1 milion de lei este gratuit, da. Să înțelegeți mai simplu. În valoare de 1 milion de lei este gratuit. Acum, solicitările depășesc care au parvenit, fiindcă campania se organizează de mai mult timp, nu doar de astăzi sau de ieri, și solicitările care au parvenit de la autoritățile publice locale ne bucură faptul că anul ăsta s-au dublat față de anul trecut. Sunt mult mai mari. Disponibilitatea pe care noi putem să o oferim prin finanțare din fondul ecologic, ceea ce a fost alocat, 1 milion de lei în acest an, ca și în anii precedenți. Fondul ecologic național, per ansamblu, nu are sumă foarte mare per an. Încercăm să o creștem pe parcurs, dar asta urmează pentru perioadele următoare. Și respectiv, disponibilitatea ce oferă Fondul ecologic național, asta e material săritor în valoare de 1 milion de lei. Deci materialul ăsta săditor merge gratuit, dar solicitările depășesc, solicitările autorităților publice locale depășesc oferta gratuită pe care noi putem să o dăm. Deci dacă respectiv există solicitări adițional la acest 1 milion de lei, ăsta da, se oferă contracost, contraplată de către întreprinderile silvice. Că materialul disponibil, el există. Da, eu am menționat circa 14 milioane de puieți. Să vedem care vor fi solicitarea. Care va fi solicitarea de fapt în data de sau până la 26 octombrie și respectiv acești bani vor fi dislocați din fondul ecologic contra documentelor financiare deja achiziționate, deci post investiții. Acești bani vor fi transferați către Mol-Silva ulterior pentru puieții livrați. Pentru puieții livrați. Deci
sperăm să ne încadrăm și să depășim și anul viitor să planificăm mai mult. Cantitatea este mai mică sau mai mare depuieți comparativ cu anul trecut? Ca să dau o clarificare, prețurile, materialul seditor nu sunt schimbate. Nu, ca să înțelegi despre ce vorbesc. Prețurile nu sunt majorate, suma alocată este aceeași 1 milion de lei, depinde numai de speciile care vor fi solicitate și costul acestora. De exemplu, un puiet de salci este foarte ieftin. Da. E la 18 lei puietul de salci. Respectiv, dacă anul ăsta plantăm mai multe salci pe malurile râurilor, ca număr de puieți va fi cantitatea mai mare. Dacă preț total este același 1 milion de lei. Dacă număr de puieți anul trecut, la cât s-a ajuns? Dacă vorbim de cantitatea de material săditor livrat anul trecut, vorbim în jurul de 140.000 de puieți. De toate speciile. Da, de toate speciile. Acum, fiecare puiet are prețul său. Are costul său. Da. Costul său. Da. Alte întrebări? Este statistica, scopul мероприятия поддерживается не scopul местной властями, а гражданскими активистами, местными жителями, которые по собственной инициативе обращаются, чтобы помогать участвовать в этом мероприятии. Это первый вопрос. И второй вопрос. Госпожа Кондрашева, есть ли вообще этот план или график, для засадки этих деревьев вдоль малых рек. Ну, как бы это планируется? Да. Документы на мере. В-ați referit la statistică ca și număr de oameni? Da. Ca și număr de oameni nu există o statistică. Deci asta poate fi estimată după participare. Deci nu se face, cum zic, un tabel și după care să facem apelul ca la școală cine a venit și cine a venit la plantare. Participarea la plantare este voluntară. În general, inclusiv facem apel și per instituție și cine vrea să participe. În general, participă destul de mult și la salubrizare când am făcut apel au participat nu știu, la vreo 200 de oameni din cadrul Ministerului împreună cu instituțiile subordonate. Acum, la plantare va fi exact la fel, de asta și zic, că statistică câți oameni vor participa, acum nu putem spune, putem spune aproximativ după exercitarea plantării. Referitor la, există, ce v-ați referit la întrebarea la care v-ați referit, referitor la zonele unde să fie plantate pe malurile râurilor, deci, Agenția Apele Moldovei împreună cu comitetele subbazinale au identificat locațiile astea și există o listă unde vor fi împreună cu autoritățile publice locale în administrația cărora intră acele terenuri de pe malurile râurilor și există locațiile identificate și lista respectivă unde se vor efectua aceste plantări. Ea este, eu acum nu țin minte pe din afară ca să vă spun, eu știu unde noi mergem, adică ca și minister efectiv să plantăm. Noi vom încerca să plasăm un sondaj, un chestionar de sondaj și să apelăm tuturor celor care au participat la această campanie să completeze acest chestionar și să identifice câți puieți, care este zona, respectiv să încercăm după, într-o săptămână după campanie să avem o statistică oarecare împreună cu Moldsilva și să fie primul pas, prima inițiativă de a identifica o statistică. Din tipurile de plantare și terenurile selectate, cum am menționat, de exemplu, la Anenii Noi se planifică pe o suprafață de 0,8 hectare de stejar, Căpriana 1,9 hectare, la fel stejar, la Bobeica 2,3 hectare, la Zloți 5 hectare de salcâm alb, la Ciorăști 2 hectare de celelalte 3 locuități, Vatici și Codri, Căzinești, la fel stejar pedunculat și lăsăm informațiile și autoritățile care au făcut unde toată populația.
La ce etapă? Vorbim despre campanie. La etapa de elaborare a unui proiect investițional și de crearea grupurilor de producători care vor oferi suport pentru colectarea strugurilor, la procesarea vinului, la procesare pentru vinului. Avem două inițiative, am identificat doi agenți economici care își doresc să dezvolte așa capacități și sperăm că împreună, în sezonul următor, va fi posibil și prelucrarea strugurilor pentru suc de struguri. Doi agenți economici, vă referiți procesare, da? Care ar putea să facă acest struguri? Poate fi o fabrică nouă, poate fi o anexă la o fabrică. Deci pentru participare. Sper să vedem și la campanie, pentru că este foarte important, într-adevăr, mediatizat acest proces și de mobilizat cât mai multă lume. Într-adevăr. Mersi mult! Da, vă mulțumim! Nu știu cum este, este practic o bună parte a nivelului. Я хочу сказать, что я